Cioiu rămâne singur acolo, șutează, bară și gol! Minutul 2, început super de partidă aici la Reșița. Formația locală deschide scorul în urma acelei lovituri libere. Balonul trimis de Cioiu a lovit stâlpul drept al porții, celor de la Craiova, ghinion pentru golkeeperul oltean și vedem pe fază, înscrie Andrei Lascu. Continuă acțiunea ofensivă și faza nu s-a încheiat. Atenție, e penalti! Este penalti scos de Negru, Alexandru Negru pentru Vlaveș și pe Radu Negru. Minutul 5. Ce început de partidă are Reșița. Se apropie de minge, haită și este gol pentru CSM Reșița. Minutul 6, cel în care marchează haită, 2-0. Debut de vis, fanii rosonerilor n-ar fi bănuit că echipa lor va conduce cu 2-0 în minutul 7 în fața unei echipe care sezonul trecut voia play-off-ul în Superliga. A intervenit bine acolo apărătorii reșițeni și un foul destul de tare. Atenție, are cartonaș galben oltean. Are cartonaș galben Tudor Oltean. L-a primit în minutul 1 și este eliminat. Tudor Oltean își lasă echipa în 10 în minutul 12. Ce moment! Reșița Craiova 2-0. O greșeală și un șut acum în bară a lui Gibril Ibrahim. Craiova putea relansa această partidă. Orice gol venit în poarta lui Goca a relansat această partidă. Este greșeala tânărului goalkeeper al gazelor, care degajează fix în piciorul lui Gibril Ibrahim. Foarte bine îl vede acolo pe Tucaliuc. Acțiune frumoasă, bine găsit aici Fotan Flacul, sunt pericol la poarta Craiovei și este... Nu se poate! Ce ratare! Ce ratare! Minutul 90 plus 4, am zis că a fost chiar puștul Ianis Doane, iată, pune latul, a fost prea sigur pe el și nu nimerește ținta.